Bună ziua, dragii mei, sunt tarotela cu etalarea generală pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în gemeni, etalare pentru iulie 2020. Vă mulțumesc pentru toți cei care sunteți abonați și susțineți acest canal. Sper în continuare să vă facă plăcere și să găsiți idei interesante în etalarele pe care le ascultați. Mesajul de la îngeri pentru gemeni este: cinstea este esențială. Vorbiți cu dragoste și cu adevăr. Interesant este că în prima etalare, cea pentru carieră și sănătate, a apărut câteva cărți în care s-a discutat despre problema sau despre prezența cuiva care vă păcălește, care încearcă să vă fure, să vă mintă, cuiva care poartă măști, da? Șapte de spade s-a văzut în prima etalare. Văd că ideea asta revine și la capătul setului de cărți, celălalt, apare iar o chestiune care ține de integritate. Trebuie să meditați la acest concept într-un fel special în această perioadă, mai ales dacă sunteți conștienți că ceva nu este corect. Poate nu sunteți voi cinstiți cu voi și trăiți în viața voastră de zi cu zi o proiecție a societății, a familiei. Nu trăiți povestea voastră. Există și varianta asta. Pentru alții poate aveți de-a face cu cineva care nu-și arată fața, nu-și arată adevăratele intenții. Eventual, o poveste de dragoste, că văd un trandafir, da? Cineva vă oferă pasiune, dar pe termen lung rămâne de văzut ce ar putea să ofere. Din acest motiv, iar, cărțile vorbesc, se vorbesc unele cu celelalte și parcă vin să confirme. E o chestiune de integritate la care trebuie să meditați. În continuare, la capătul setului de cărți, exprimați-vă dragostea prin cadouri. Posibil cineva vine să vă facă un cadou, da? Se și vede. Însă, nu-și arată adevăratele intenții, adevăratele sentimente, emoții. Are o mască. 3 și cu 8 cât înseamnă? Înseamnă 11, da? 11, știți că este numărul sufletelor, flăcărilor, gemene. Însă, și știți că ele au o poveste foarte ciudată și foarte provocatoare. Uneori nici nu merită, sincer, nici nu merită să-ți bați prea mult capul cu sufletele gemene, cu flăcările gemene, dacă nu sunt suficient de evoluate, pentru că nu fac decât să te tenteze, să te distragă de la calea ta. În loc să te susțină, dacă ar fi cât de cât evoluate, știți, e o poveste foarte complicată și sper să nu intre toată lumea și prea multă lume în povestea asta. Dar 11, evident că se poate reduce la 2. 2 înseamnă o relație. Conceptul de integritate într-o relație profesională, familială, sentimentală, nu contează. Problema aceasta a sincerității, a exprimării dragostei, nu neapărat a... Da, dragostea se poate exprima și prin cadouri, dar nu doar prin cadouri. De aceea, probabil, după exprimați dragostea prin cadouri, vine cartea, petreceți timp de calitate împreună. Adică nu-i suficient doar ca cineva să vă ofere, să zic, flori, interese fizice, dar trebuie să vă și cunoașteți, să renunțați la măști, da? Și să petreceți timp de calitate, să aprindeți această lumină specială, da? Aici nu este lumină, aici este doar un trandafir. Lumina este aici, între voi doi, și apare doar când comunicați. Și știți bine că gemenii, da, nu doar gemenii, toată lumea avem nevoie de comunicare, toți, toți, toți avem nevoie. Iar apare această carte controversată, în care sunt cele trei cuvinte, cele mai puternice, sau la noi sunt două, da? Cele mai puternice cuvinte, te iubesc. Dar bănuiesc că acest te iubesc
simt că trebuie să vi-l spuneți voi înșivă sau persoana care poartă măști ar trebui să-și spună sieși și să nu se mai ascundă. În momentul în care cineva se ascunde, e clar că nu se iubește, e clar că are ceva ce nu apreciază la el, la ea și se păcălește într-un fel. Vom vedea cel mai important. Cel mai real lucru este dragostea, însă lucrurile sunt mai profunde, da? Iubește ceea ce ești, cum am zis mai devreme, iubește, deci are legătură, da? Acest I love you trebuie spus, trebuie să ni-l spunem noi în fiecare zi. Nu din vanitate, nu, din sinceritate, într-un fel de a onora Creatorul pentru faptul că existăm și conștientizăm. Bine, cât de cât natura noastră, umană și divină. Leitmotivul acestei etalări va fi mama, iar interesant că apare și la carieră și la sănătate. Am vorbit eu chestiune de fertilitate, de copii. Cineva este într-o postură de mamă sau și-ar fi dorit sau vom vedea. Pentru că iar apare integritatea. Integritatea poate să țină și de un triunghi amoros, da? De un triunghi amoros. Urmată de intuiție, intuiția vă spune că destinul vostru este să oferiți, ce frumoase cărți, da? Să oferiți dragoste. Și iar interesant, apare copilul, fantastic, copiilor. Chiar dacă nu puteți fi mame cu persoana apropiată sau cu cine iubiți voi, poate în afara căsniciei, oferiți această dragoste copiilor eventual. Dar pentru unele poate că se pune în discuție și această poziție de a deveni mamă, de a avea copii. Și dacă la un moment dat acest nou de pământ sugerează o persoană care a luptat foarte mult pentru independența sa, pentru carieră, da? Pentru independența sa financiară, vă dați seama că totuși în destinul vostru nu vă puteți concentra doar pe așa ceva, trebuie să oferiți această dragoste sub multe forme. Eventual să treziți copilul interior, da? Sunt lucruri complicate care s-ar putea să vă plictisească și eu nici nu știu de ce le mai spun, pentru că mulți așteptați povești, probabil, mai simple. Ce e așa complicat? Ce așa complicat era? Cu ce cărți să fac? Hai să fac tot cu cărțile acestea, că sunt cele mai clare. Ia uite, tot la 9 de monede, 9 de monede, 9 de cupe și un as de monede. Cineva va face, ia uite, și destinul vostru. Eu zic că unele dintre voi vă pregătiți să vă căsătoriți, da, 9 și cu 1, 10, căsătorie, care va aduce multă fericire, da, pahare pline cu vin și cu voie bună, da? Ia uite, destinul vostru, ce v-ați dorit întotdeauna, destin, steaua. Trebuie să alegeți eventual. Aici sunteți voi, gemenii. Ia uite. Eventual, unii dintre voi aveți în spate un împărat care vrea să manifeste sau lăsați în spate un împărat care, da, vreți să manifestați, să vă echilibrați viața, să vă găsiți destinul după ce ați lăsat în spate unii dintre voi, gemenii, ați lăsat în spate un berbec sau un taur. Pentru că sau alt semn de pământ, de foc, sau nu contează ce alt semn, că sunt prea multe chestii. Da? Pentru că va cam. Nu avea timp de voi. Da? Vă simțeați singuri în cuplu. Și are o chestiune de cinste, de corectitudine. Poate că acel împărat, da? Sau acel personaj dominator, controlant, așa, foarte sobru, foarte rece. Nu și arăta emoțiile. Avea doar nevoi fizice, dar mai puțin, înțelegeți, sentimentale. Oh, deja alte mesaje, pe scurt. Care-i mesajul? Ia uite, cineva își dorește o împăcare sau, dragii mei, acest vale de cupe poate să fie și vestea unui copil. Că tot apare leitmotivul mama, da? Și copii. Mare, mare grijă. Mare grijă, adică grijă, dacă voi vreți, succes, super, invitați-mă și pe mine la botez, dacă se va întâmpla așa ceva. O să fac primul rând și al doilea, nu să dau asta la o parte.
primul rând și al doilea. Care sunteți aici variază, da? Că sunteți voi, că sunt ei, vă alegeți cât mai sincer, nu cât mai convenabil pozițiile, vă rog frumos. Numărul 1, ia uite, niște chestiuni secrete, sau poate aveți un vis, ce frumos ar fi. Secrete ar putea să fie, dacă sunteți într-un triunghi amoros, ar putea să fie niște chestiuni secrete, ori din partea lor, ori din partea voastră. Dar am văzut intuiție și mai devreme, da, ce frumos. Vă intuiți destinul, eventual, destinul de a, eventual, vă căsători nouă cu cineva din dragoste, să aveți un copil. Bine, sunt multe variante, v-am dat doar câteva. Destinul vostru al unora este să oferiți dragoste. Posibil aveți un vis. Nu știu, dacă aveți, spuneți-mi. Încheiați un capitol. Lumea. Și începeți un altul. Iar vreți vindecare, iar apare vindecare. Poate unii încheiați un capitol cu un berbec, alții cu o balanță. Variază. Dar vreți în acest nou capitol să aveți victorie, să vă echilibrați viața, să vă bucurați de dragoste adevărată, nu de măști, da? Nu mai vreți dureri, nu mai vreți dezamăgiri. Vreți să vă plănuiți către vindecare, către creștere spirituală, către întâlniri frumoase cu prietenii, iar dragoste, regina de cupe, și să vă întâlniți persoana predestinată, da? Regele și regina de cupe, am văzut la un moment dat. Ok, numărul. În suflet, am zis că e taur, că e berbec, că e semn de apă, semn de foc, nu contează. Sau de aer. În suflet vă simțiți singuri. Ha? În primul rând vă simțiți singuri. Persoana aceasta. 5 de monede. Vă simțiți singuri. Sunteți într-un cuplu în care nu simțiți că persoana de lângă voi vă simte. Unul stă cu spatele, altul are măști. Există pasiune, există atracție, dar nu-i suficient. Nu-i suficient. Ia uite. A fost, este, pasiune, dar apare turnul, apar lacrimile, da? Apare detașarea, momentul de trezire. Gemenii se trezesc la realitate, de la iluzii la realitate, de la vis la realitate. Wow. O să și clarific. La ce se gândește persoana? Da? Poziția 1. Ce se gândește? Să zicem gemeni. Spade. Mai supărați sunteți unii dintre voi. Unii dintre voi sau ei sunt supărați. Vom vedea de ce. În gând, multe griji. Simțiți că nu găsiți soluții la această singurătate. Dar soluția este în voi, în momentul în care vă conectați la spiritualitate, da? La spiritualitate, veți găsi soluția. Iar eremitul, da? Vorbim de cale spirituală. Poate să fie tăcere între voi și cineva. Pentru unii, nu aș mai vrea să dau semn zodii, dar pentru unii poate să fie semn de apă sau semn de foc. Dar vreți să vă temperați, vreți să vă vindecați, să închideți un capitol și să vă stabilizați viața, regele de monede, taurul, da? Ia uite. Și să oferiți pasiune cuiva care... Nu, acestei persoane nu. Berbecului nu mai vreți să-i oferiți pasiune. Unii dintre voi nu mai vreți să oferiți pasiune. Poate ei, voi... După berbec sau leu sau semn de foc, erau 3 de spate de dezamăgiri. Cum acționează Gemini sau persoana din această poziție? Prima poziție, Gemini. Cum acționează? Încă o dată. Ok. Oh, fantastic! Încercați să vă detașați emoțional. Măi, dar ce în sufletul vostru, mental și... Bine, e bine că nu mințiți. Că e bine că încercați să fiți detașați.
8 de cupe, 8 de spade și 5 de monede. Fantastic. Ia uite ce aici. Sunteți epuizați. După triouri, triouri, da? Triouri, triunghiuri, amoroase, relații nesatisfăcătoare, inegale, inestetice, dezechilibrate. Aici sunteți voi. Voi singurei. Singurei, satisfăcuți, așteptați acest as de monede, acest destin, îl așteptați. Unii poate chiar că l-ați și întâlnit, dar încă persoana aceasta e foarte supărată. De ce vă este teamă? Ia uite, de un semn de foc care ar vrea să vină cu un semn de împăcare la voi. Un rege care vine ca un valet, mai cam umilitor din partea lor. Că nu vă apreciază, că totuși e aici o mamă, o împărăteasă, sunteți persoane chiar care merită mult mai mult decât o ofertă atât de mică. Poate cineva, că tot apare, da? Încearcă să-și exprime dragostea, pasiunea prin cadouri, dar nu-i suficient. Voi aveți nevoie să petreceți timp de calitate, aveți nevoie să vi se spună că vă iubesc, da? Să simțiți că într-adevăr e dragoste. Asta vă este teamă. De pasiunea cuiva care se manifestă la nivelul cel mai minim. Da, ia uite, și aveți nevoie de transformare. Transformare. Vreți să vă echilibrați viața, vreți o dragoste adevărată, nu mai vreți secrete, nu mai vreți aroganți, nu mai vreți taciturni. Vreți un curcubeu deasupra voastră, că tot am văzut mai devreme curcubeu, vreți stabilitate. Ce vă doriți? Ia uite, of, cum să vă doriți așa ceva? Încă vă obsedează cineva, o relație vă doriți. O să clarificăm. E ciudat că apare diavolul în poziția dorințelor. Dacă e o dorință fizică, e de înțeles. Să vă doriți în continuare acest personaj pasional, să vi-l doriți. Dar mental, sufletește, nu mai corespunde. Știți? E o diferență între fizic, e o chestiune de integritate. Da? Intuiția vă spune că trebuie să vă păstrați integritatea și să mergeți către destinul vostru. Destinul vostru este să primiți și să oferiți dragoste. Ia uite ce frumos! Dragoste, copil. Da? Fantastic. S-a oprit iar la valetul de băte. Valetul, regele, da? Regele care vine sub forma unui valet. Și pe care totuși unii dintre voi s-ar putea să nu-l primiți chiar așa cu brațele deschise. Vreți ceva sentimental, vreți altceva, altceva vreți. V-ați săturat de cavaleri care vin, vă fură și pe urmă vă lasă. Finalul pentru această persoană, dar la poziția 1. Finalul. Ce reușește să facă? Să manifeste? O îndrăgostiți. Sunteți voi. Trebuie să alegeți. E clar. Aici sunteți voi. E clar. Vreți să munciți. Pentru bucuria voastră, pentru să plănuiți întâlnirea cu sufletul pereche. Eventual faceți planuri cum să aveți victorie. Dacă vreți să aveți un copil, da, să aveți victorie, faceți planuri. Că tot e mama. Voi vă doriți un copil, vreți să fiți la casa voastră, în relații în care sunteți puternici amândoi și sunteți, eu zic că sunteți dispuși să luptați și să mai așteptați un pic. Sunteți destul de puternici să mai așteptați. Altfel, pentru aventuri s-ar putea să nu vă mai intereseze aventurile, asul de bâte, urmat de 5 de bâte și toate câte. Îndrăgostiți, știți, cei care ascultați, înseamnă și alegeri importante în dragoste. Un moment în care trebuie să alegeți. Voi sau ei? Eu am zis că ați putea fi voi. Vom vedea.
Poate sunteți aici. Ia, spânzuratul. Fantezii, amânări. A doua persoană, ce are în suflet? A doua persoană. Ok, ce are în suflet? O, puterea, leul. În suflet. Sunt puternici. În suflet trebuie să-și tempereze pasiunea, probabil. Și eventual trebuie să învețe să crească. E o chestiune care ține iar de integritate, să se tempereze ca să se păstreze, dar să crească spiritual, da. E femeia, este optul infinitul, de fapt, semnul infinitului, în suflet. În suflet trebuie să se transforme. Interesant că e opt, opt de transformare. Ia, să se vindece după niște iluzii și ei. Dezamăgiri, cu un suflet pereche, foarte... Foarte frumoasă a fost povestea. V-ați simțit, dar au apărut dezamăgiri, așteptări, amânări. Uf, ce frumos! În gând își doresc, iată, asul de cupe. Sunteți voi, că sunt ei, iar variază. În gând se gândesc să ofere sau să primească, așteaptă să primească. Vedem. În primul și în primul rând, în gând se gândesc la... Ce frumos ar fi să fie îndrăgostiți sau să vă îndrăgostiți și voi. Aici sunteți voi, iar. Voi vreți un copil, regina, împărăteasa, pardon, împărăteasa, copilul, ia uite, nebunul. Vreți să lăsați în urmă niște argumente, vreți să schimbați roata norocului. V-ați separa de cineva, eventual. Vom vedea. Cum acționează persoana de la numărul 2? Oh, ce frumos, împărăteasa, prinde încredere, frumoși, generoși. E exact leitmotivul, da? Persoana de aici, persoana din postura numărul 2. Leitmotivul, mama, împărăteasa. Probabil persoana aceasta se gândește că în poziția gândurilor cum e să ai copii, pentru că asul de cupe și valetul de cupe reprezintă, da, copii, vestea că sunteți, că aveți un copilaj, copilaj, un porumbel, da? Și în suflet știți că trebuie să mai așteptați, voi sau ei, cine în poziția asta? În suflet știți că trebuie să aveți putere, să așteptați, să vă transformați, eventual vă gândiți, unii dintre voi simțiți puternic pentru totuși o persoană în semnul leului. E în poziția și fricilor și a... Iată, aveți opțiuni, vă faceți vise. Despre această ofertă, despre acest destin, despre acest semn de foc. Unii chiar vă gândiți la un semn de foc, dar... Mai clarificăm. Sunt multe variante. De ce vă este teamă sau de ce le este teamă lor? Wow! De moarte? De transformare. A, transformare în cazul în care rămâneți însărcinate. Da? E o transformare. De la doamnă domnișoară la mamă, e într-adevăr o transformare profundă. Eventual, unora vă este teamă de un scorpion sau cineva cu un marcaj puternic care v-a marcat Pluto într-un mod obsedant, dacă apare și diavolul. Diavolul poate să fie un scorpion toată ziua, sau leu, sau nu neapărat capricorn.
cineva vrea să se împace cu voi. Tot văd un berbec sau un taur care vrea să se împace cu voi. Ce vă doriți sau ce își dorește persoana respectivă? Up. Interesant, a apărut în poziția dorințelor regina de bâte, da? Contrapartea sau perechea regiului de bâte. Și e vorba de o comunicare. Ce interesant. Persoana de aici probabil că este teamă și de un copil. Nu neapărat să-l aibă, că poate să fie judecată de copilul său sau de copilul lui, al ei, da? E un valet. Poate copilul să fie într-un semn de pământ. Hai să și clarificăm. Că sunt ciudate cărțile. Ce finalizează personajul de la numărul, din poziția numărul 2? Ce finalizează în iulie? Oh, blochează. Persoana respectivă, persoana de aici blochează. Însă, interesant că amândoi aveți acest moment de decizii, de alegeri. Amândoi trebuie să alegeți. Eu cred că a fost o aventură. Ia uite, regina de cupe, temperanța, lumea. Și regele de monede. În tăcere. Spionează în tăcere. Și încearcă să se vindece după niște iluzii sau după o căsătorie. Vreți vindecare, regina de cupe și, ia uite, asul de cupe și temperanța. E clar că cineva își dorește vindecare. Dar o să vreau totul să clarific. Să recapitulăm. Persoana de aici se simte singură în suflet, simte că a fost părăsită de prieteni, simte că nu are un parteneriat, da? Echilibrat, un parteneriat cald, da? Și eventual simte că trebuie să schimbe, ce înseamnă schimbare prin creativitate, de câte ori am zis, și prin spiritualitate, că apare o biserică. Vă înțelegeți că dacă vreți să aveți un partener care să vă fie alături, chiar dacă sunteți singuri acum, dacă vă doriți un partener și la bine și la greu, trebuie să vă conectați la spiritualitate, să vă rugați eventual, să vă rugați. În gând aveți multe griji, nu găsiți soluții, eventual așteptarea aceasta, aveți 8 de cupe în felul în care acționați, vă detașați emoțional, dar vreți, nu așa oricum vă detașați. Vreți să ajungeți la nouă, la bucurii, la satisfacții. Însă, în public și în relațiile cu cei din jurul vostru, încercați să nu vă mai implicați emoțional, pentru că știți că puneți la suflet. Nu știu cine e aici, știți că puneți la suflet. Vă este teamă eventual ori de un semn de foc, eventual care are un copil. Un semn de foc care, am zis, ar putea să aibă multă pasiune și să vină ca un valet să vă facă cadouri, să vă atragă. Și știți că aveți, vă este și teamă, vă și atrage într-un fel sau altul. De aia aveți momente de decizii importante, pentru că ori aveți un semn de pământ și un semn de foc, într-un fel sau altul vă atrag amândoi sau se creează acest trio toxic, acest triunghi amoros, da? Că e totuși un diavol, da? Sunt cei doi legați karmic și apare tentația. Tentația sexy. Da, și trebuie să aleagă, să simtă, să se conecteze la intuiție, să înțeleagă, da, integritate, da,
Să-și păstreze statutul de mamă, de soție, integru, integru, da, și să-și asculte intuiția și destinul, să vadă destinul este să meargă către dragoste, nu musai către altceva. Da, să vă păstrați, că am văzut un patru de bâte, să vă păstrați cuplul în care sunteți. Persoana de aici are multă pasiune, da? Urlă de pasiune, dar știe că trebuie să se dea urlă, dacă acest leu urlă de pasiune, dar știe că trebuie să se tempereze, să crească spiritual, să se transforme. Și pe de o parte, interesant că este frică de transformare, da? Pe de altă parte, își dorește o persoană în semnul focului, da? Leu, berbec sau săgetător, pe care într-un fel sau altul îi au în suflet. Însă faptul că a venit regina de bâte invers îmi vorbește despre regina de bâte invers întotdeauna este amanta. Este amanta. Sau aventuriera sau seducătoarea, femeia care își folosește nurii ca să-și satisfacă nevoile fizice. Altfel, în poziție normală, ar fi ok, dar a venit invers. Pe de o parte, în public, persoana aceasta este mamă, este soție, eventual, este frumoasă, armonioasă, își dorește dragoste și se poartă în așa fel încât o atrage. Aici e interesant că se poartă, manifestă în viața de zi cu zi acel vibe care să-i atragă acest as de cupe, dragoste sau copil sau ce mai vrea, că sunt multe variante, vi le luați voi. Însă, pe de-o parte, vă este teamă de transformare și ar putea această regină de bâte să fie o altă persoană, nu neapărat să reprezinte persoana din această poziție. Interesant este că și persoana de aici trebuie să aleagă, trebuie să blocheze sau să aleagă cu intuiția, nu cu mintea, nu cu alte zone ale corpului, da? Amândoi, în acest moment, trebuie să alegeți. Sau bine, până la sfârșitul lui iulie. Ce ciudat. Și am zis, s-a oprit la regina de cupe și temperanța și lumea. Trebuie să vă ridicați deasupra unor nevoi dorinți, da, astea amândouă vorbesc despre nevoi fizice și în poziția dorințelor, la amândoi, da? Moartea, am zis, poate să fie o persoană foarte pasională care vă transformă și pasionalul este și regele de bâte. Regele de bâte nu trebuie neapărat să fie de foc, poate să fie scorpion, poate să fie taur, poate să fie orice zodie, o persoană pasională. Dar, repet, ori poate să aibă un copil, ori vine într-o formă minimalistă. Cu ce să clarific eu? Ca să fie totuși pe înțeles. Mai. Ok, m-am hotărât să-l iau pe ăsta. Să vedem. Clarificăm 5 de monede în poziția sufletului. 5 de monede. De ce sunt 5 de monede? Oh! Wow! Schimbare. Am zis că vreți să vă aveți schimbare? Da, mă bucur că se confirmă. Vreți să, sau persoana respectivă vrea schimbare. Vrea ca acest destin, da? Sau intuiește, deși nu, se gândește, nu că intuiește. Vrea acest destin să se schimbe într-un fel sau altul. Apare și un yin și yang. Vrea să se întâlnească. Vrea această pereche, yin și yang, cu care să se completeze. O pereche predestinată, da? Dar în primul și în primul rând vrea schimbare. Dacă se simte singur undeva, într-o căsnicie sau într-o postură, că leitmotivul este mama, totuși vrea schimbare persoană respectivă. Vrea să iasă din proiecții, interesant, și să aibă încredere să experimenteze viața sau să trăiască, da? Și să treacă prin această perioadă de tăcere, de întuneric, e dispus să înțeleagă întunericul din perspectiva înțeleptului și să găsească lumina de la capătul tunelului. Este eremitul acolo. Da? E dispusă să treacă prin așa ceva ca să ajungă la abundență. Eventual,
trebuie să lase în urmă acest turnul, separare, da? Trebuie să se separe de cineva. Să aibă răbdare. Da? Și să lase niște situații stresante, situații care sunt karmice din viața anterioară, relații, evident, relații. Clarificăm 8 de spade în poziția gândului. 8 de spade. De spade, 8 de spade. Ok, asta. Wow, 8 de spade. Ar vrea eventual ceva frumos, ceva pasional, dacă ești în poziția dorințelor, diavolul, apare jucăușul, dar poate să și gândește obsedant la cineva care îl atrage, o atrage. Însă, aș vrea totuși să mai clarific. Ia uite, e o chestiune de moralitate. Moralitate, regina de spade și regele de bâte, creatorul, semn de foc. E o chestiune de moralitate. Destul de diferită vibrația. Aici e doar sclipici, culoare și joc și voie bună. În partea cealaltă sunt lacrimi, sunt obsesii, adică gânduri negative, neapărat obsesii, sunt blocaje mentale. Clarificăm jucăușul. Mai clarificăm jucăușul. Oh. Vreți să ieșiți dintr-o cutie, dintr-o cușcă cutie. Cușcă, da? Cușcă apare și aici, interesant, da? Da? Dintr-o cușcă mentală, din niște rigidități, influențe mentale negative, persoana de aici și ar vrea să se joace, dar eventual e cineva în afara cuștii, în afara căsătoriei care îi ispitește, există și posibilitatea asta, da? Ia uite. Împărăteasa, am văzut-o. Clarificăm 8 de cupe. De ce se poartă? Sau de ce a apărut în poziția acțiunilor 8 de cupe? Cel care se detașează emoțional, de ce nu a priit de toate gândurile acestea negative și vrea să meargă către 9? Către 9. Ia uite, vrea să meargă, persoana respectivă vrea să meargă cu, eu știu, cu valul, cu emoțiile, să nu se mai gândească, că se gândește foarte mult. Persoana respectivă, asta, se gândește foarte mult, e bine, nu e bine să fac așa, să nu fac așa. În afara relației, da, am zis că e o chestiune de integritate, de moralitate, de căsătorie. În afara relației, cineva care ispitește și ar merge, ar merge. Și știe totuși că trebuie să lase, ia uite, să renască, să lase în urmă pe cineva, că va fi nevoie de o separare, să lase în urmă pe cineva care, na, o căsătorie, o relație de lungă durată în care s-a simțit izolat, a fost, ia uite, îndrăgostiții, a fost dezamăgită, a fost rece în acea relație. Mai clarifică, mai dă-mi o carte. Mai dă-mi o carte pentru acest 8 de cupe. Ia. Oh, încet, 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 încet. Slowing down. Probabil că, ia uite, probabil că știe, simte, intuiește că am văzut, da, că dacă lasă în urmă cele cupe goale, nesatisfăcătoare și merge către nou, se lasă un pic în voia emoțiilor, încet, încet, da, bruscuța, da, bruscuța merge prin apă, își creează un alt destin și se apropie de această armonie și înflorește. Interesant, da? 10 de cupe. Și poate să aibă succes. Poate să aibă succes. Dar știe că durează mult. Slowing down este cavalerul de monede care vine. Trebuie să analizeze, trebuie să. Totuși, mai dăm o carte. Da, pentru maturitate, pentru stabilitate. Probabil știe persoana de aici, consideră că nu o merită pe cea din postura numărul 2. Postura numărul 2 public se arată ca și împărăteasă. Aici îi trebuie cel puțin câteva luni, poate chiar și mai mult, să ajungă la această poziție de maturitate ca să se întâlnească pe aceeași direcție, aceeași vibrație cu împărăteasă, înțelegeți? Iată. Se schimbă și cromatica și tot, da?
Deci, ia uite și apare rebelul. Trebuie să spargă lanțurile ca să ajungă la sufletul pereche. Doi de cupă. Și să creșteți împreună într-o grădină, grădina Edenului. Clarificăm 10 de... nu, regele de... cineva nu mai vrea să participe într-o relație. Da, a venit invers. Nu mai vrea să participe, că s-ar putea să participe degeaba, probabil. Dar îi provoacă prea mult stres. Regele de bâte. Regele de bâte. Interesant. Își dorește regina de monede. Exact, frumușica de aici. Împărăteasa sau regina de monede, cam aproape, da? Regele de monede a fost clari de bâte a fost clarificat de regina de monede. Are pasiune pentru persoana aceasta, din poziția 2. Care o fi? Are pasiune și... De ce este valetul de monede? Valetul de monede a fost clarificat de rebel. Rebelul care e similar cu împăratul. Însă, este în poziția fricilor. Posibil cumva persoana de aici pentru unii dintre voi? Vă este teamă de un împărat căsătorit și cu copii? Vă este teamă să spargeți lanțurile unei căsătorii cu un semn de foc sau un semn de pământ? Vă rog frumos, scrieți-mi, pentru că sunt multe variante. Cât aș încerca? Ia uite, vreți să lăsați în urmă. Iar letting go, letting go, letting go acest turn. Acest trăsnet. Clarificăm diavolul. De ce își dorește persoana aceasta diavolul? Tentația. Pentru că se vede și în gând. Da, se vede în gând că își dorește tentația. Însă, e teamă de cine? Ori de soțul ei, sau soția lui, ori de soțul persoanei celelalte, tentație, înțelegeți? Diavolul. Ia uite, diavolul e un vis, da? Un vis obsedant, un vis sexual, un vis sexy. 6 de cupe. Vă doriți obsedant acest suflet care să vă înțeleagă, să vă scoată din răceală, da? Din detașarea asta în care sunteți lăsați. Nu detașare, sunteți lăsați așa, într-o răceală emoțională, sufletească. Vreți să călătoriți, să călătoriți, traveling to a friend, către sufletul vostru pereche. E un suflet cu care comunicați telepatic și față de care aveți această... Asta apare diavolul, apare, e o obsesie, asta e clar. De ce sunt îndrăgostiții aici, ca și final? Oh, îndrăgostiții. Iar, interesant, trebuie să primiți un ghidaj. Am zis că e un moment de alegere. Trebuie să primiți un ghidaj, eventual ghidaj spiritual. Că a apărut și temperanța, da? Profesor spiritual, am mai vorbit despre așa ceva. Aveți nevoie de un ghidaj. Eventual, vă doriți să mergeți într-o direcție în care vă puteți construi 3 de bâte, 3 de monede, pardon. 3 de monede înseamnă construcție interioară, personală, dar și într-un cuplu. Și poate să însemne și trio. Dar, trebuie să alegeți, dar nu oricum alegeți ghidați. Cine este aici? Ia uite. Mai, pe unii un semn de foc vă epuizează, da? Vă epuizează, nu vă supărați. Iar apare, da? Conditioning, e o relație codependentă.
Vreți altceva. Vreți într-o relație, vreți receptivitate. Asta vreți, da, într-o relație vreți receptivitate. Nu codependență. Eu uite ce fac aici. Persoana de aici, care o fi. Și mama, am spus, reprezintă și împărăteasa, soția. E light motivul. Soția care trebuie să-și păstreze integritatea sau să-și urmeze sufletul, chemarea, destinul și să se bucure de dragoste, eventual. Voi știți unde. De ce apare puterea în poziția sufletului la numărul 2? De ce apare puterea? Cine e acolo? Ce reprezintă puterea în poziția... sunt multe. Să le las? Că într-un fel sau altul parcă se oglindește cu persoana cealaltă. Au apărut 3 cărți destul de întunecoase. Singurătate, luptă, da, și atârnând de trecut. Similar cu 5 de cupe, de lacrimi, similar cu cavalerul de spade, vorbe dure, da, lupte. Și singurătatea e clar, călătorie eremitul, călătorie spirituală. Toate acestea au fost clarificate de putere. Probabil că persoana de aici a trecut prin toate câte, ca și persoana de aici, însă a căpătat o putere specială de a se controla sau a trecut prin toate acestea în relație cu un leu sau cu o fecioară. În fine, sunt multe variante. Știți că nu vreau să vă creez scenarii? Vi le creați voi. În gând, au acest as de cupe, vindecare sufletească, dar și dragoste. Își doresc și ei mental, evident, o nouă dragoste. Ce e asul de cupe? Cine este asul de cupe? În acest context. Asul de cupe. Ia uite. Probabil că meditează, se izolează și ei de niște influențe exterioare, de niște influențe negative și meditează la acest as de cupe. Poate că l-au găsit în ei, unii dintre ei, că nu degeaba acționează în public ca și împărătese. Posibil că l-au găsit în ei sau îl caută în continuare, încearcă într-un fel. Eu cred că persoana aceasta lucrează spiritual la dezvoltarea sa. Așa simt. Aș mai putea să clarific. Da, e o căsnicie, uite, 10 de monede, isolation, 3 de spade și participare și totalitate, 5. O căsătorie și aici. O căsătorie. Măi. Clarificăm acest turning in și asul de cupe. Mai clarificăm cu încă o carte. Ia. Ok, asta. Vor să lucreze. Se gândesc că au nevoie să lucreze. Apărăm la un moment dat și 8 de monede. În grădina lor. Sufletul. Deci nu, eu zic că persoana aceasta lucrează pentru creșterea sa. Vrea să lucreze. 8 de monede. De ce este împărăteasa în poziția acțiunilor? Am spus că persoana asta, cred că e conștientă de ceea ce încearcă să manifeste. Nu se poartă așa. Deci a fost clarificată împărăteasa de existență, de creator și de stres. Posibil, pe de-o parte, am zis, un semn de foc să-i fi creat stres și să încerce să intre într-o nouă existență, da? În care să se vadă abundentă, valoroasă, frumoasă și să-și atragă sporul. Pe de altă parte, vrea să lase în urmă orice stres, orice relații stresante, orice lupte fără rost, da? Vrea să le lase în urmă și să intre într-o nouă existență și să devină ea creatorul abundenței sale. Bună ziua, dragii mei! Va trebui să continui etalarea, care iar va trebui lipită și o să apară filmora. Nu vă mai supărați când apare filmora și banda respectivă. Nu am cum să lipesc înregistrările.
Altfel, apare chestiunea asta automat. Deci, a fost clarificată moartea de doi decupe de prietenie. Posibil îi este teamă că trebuie să pună punct unei iubiri profunde pe care o au doi decupe, ori pentru un semn de apă, ori nu neapărat, pentru cineva. Flacăra geamănă, sufletul pereche. Este teamă că trebuie să pună să pună punct. Să termine această poveste frumoasă, ca să-și păstreze statutul de mamă, e leitmotivul, da, de mamă, ca să-și păstreze integritatea. Este în poziția fricilor. Este în poziția fricilor. Sau unora dintre voi, sau dintre ei le este teamă de un scorpion, de un semn de apă, de un suflet pereche care îi transformă. Sunt variante, dar eu așa simt. E o chestiune de integritate, de cinste și de căsătorie. Asta e. Simte foarte profund, da, Gemenii, pentru voi, sau dacă sunteți voi, voi simțiți foarte profund pentru ei, dar aici în poziția fricilor. Vă este teamă că trebuie să puneți capăt. De ce își dorește regina de bute? De ce este regina de bute și de ce este invers? În poziția dorințelor. Ciudat. Ia uite, succes. Își dorește să aibă succes în această ce-au fi fost aventură. Probabil din aventură s-a transformat în dragoste. Dar dragostea asta ne trece prin multe. Nu înseamnă că totul este lapte și miere. Suferim foarte mult când iubim. Eventual își dorește succes cu acest personaj de care se simte sedus, sedusă, da? Care îi captivează, îi atrage, e o atracție irezistibilă aici. Posibil că într-un fel sau altul. Dragii mei, trebuie să continui cu o altă registrare, le voi lipi și asta e, va trebui să suportați acea bandă dacă vreți să ascultați în etalarea. Spuneam că persoana de aici tot a sperat că va avea succes într-o aventură, într-o situație seducătoare. A sperat că se va forma un cuplu puternic, dar e doar în poziția dorințelor, pentru că leitmotivul este integritate, mamă, căsătorie, soție, cinste, da? Este esențială. Devin lucrurile foarte apăsătoare în situația în care sunteți. Doi de spade a fost clarificat de aventură, chiar de cuvântul ăsta, dar interesant că apare totuși un curcubeu, da? Unii dintre voi sau ei nu știți încă ce să alegeți. Ce să alegeți? Să mergeți, să rămâneți în postura în care v-ați obișnuit sau să vă aventurați ca niște copii într-o direcție necunoscută. Și necunoscut poate să fie și să renunțați la această situație și la familie sau trebuie să renunțați la ceva, da? Dar e în poziția fricilor acea moarte. Posibil, unii dintre voi trebuie să aveți grijă ca nu cumva din aventură să se nască un copilaș. Iar există varianta asta că tot e o chestiune de mamă, da? De maternitate. Și a apărut și asul de cupe și baletul de cupe. Și am încercat să clarific această aventură și a venit, da? Șase de spade sau burden sau greutate a venit invers. Ideea este că trebuie să renunțați la ceva pasă, ori la aceste gânduri că persoana respectivă, că sunteți într-o situație incorrectă, da? Gândurile acestea, că sunt spade, vă apasă, trebuie să renunțați la ele și să alegeți. Ori, ori. Unii va trebui să aleagă cinstea și eventual familia sau relația aceea sigură, ori va trebui să renunțe la familia aparent sigură, în care nu se simt bine și asta e. Să aleagă aventura. E un moment de decizie important pentru amândoi. Nu știu câte clarificări ar trebui să mai pun eu. Lângă acest soț, lângă regele de monede sau nu contează ce zodie, cineva se simte izolat, amânat, da? Se simte, ia uite, probabil că o persoană din cuplul acesta
al acestei persoane se gândește foarte mult la bani și mai puțin la relație. Mai puțin la relație. Iar este o maternitate care ține de moralitate, mare grijă la cine rămâne, da, sau poate să rămână însărcinat într-o situație care nu ține de familia voastră. Cam aceasta este etalarea, dragii mei gemeni. Sunt curioasă cu cine a rezonat. Știu că sunt complicate, din păcate, iar am vorbit mult. Sper să mă suportați până la capăt. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Pa!